Direcția de Sănătate Publică Suceava transmite recomandări populației pentru perioada de caniculă. Cum se poate limita creșterea temperaturilor în locuințe, sfaturi pentru părinți și deopotrivă pentru vârstnici, dar și persoane cu afecțiuni cardiace. Recomandări pentru populație generală în perioada caniculară. Evitați pe cât posibil expunerea prelungită la soare între orele 11-18. Dacă aveți aer condiționat, reglați aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu aveți aer condiționat în locuință, la locul de muncă, petreceți 2-3 ore zilnic în spații care beneficiază de aer condiționat. Totodată, reprezentanții DSP recomandă ca populația să poarte pălării de soare, haine legere și ample din fibre naturale de culori deschise. Pe parcursul zilei sunt indicate dușurile cu apă călduță și la fel de important este consumul de lichide. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă sau echivalentul acestuia la fiecare 15-20 de minute. Sunt de evitat alcoolul și mâncărurile grase, la fel și expunerea la soare pe timpul amiezii. Recomandări din partea DSP pentru prevenirea apariției de îmbolnăviri în rândul copiilor. Pentru sugari și copiii mici, DSP recomandă realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de căldură, umiditate excesivă și curenți de aer. Modul de alimentație avut până în acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de alimente noi în această perioadă. Se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari, mama va alăpta ori de câte ori sugarul solicită. Copilul va fi îmbrăcat lejer cu hăinuțe din materiale textile vegetale comode. Nu va fi scos din casă decât în afara pericolelor caniculare din zi și obligatoriu cu căciuliță pe cap. Copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai foarte slab îndulcit, fructele proaspete și legumele foarte bine spălate. Mamele care alăptează trebuie să se hidrateze corespunzător cu apă plată sau apă cu proprietăți organopletice, corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaus de conservanți. Se va evita consumul de cafea sau alcool și vor avea grijă să mențină o igienă riguroasă a sânului și, evident, igiena generală. La cel mai mic semn de suferință al copilului sau mamei, aceștia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutică. DSP vine cu recomandări și pentru persoanele vârstnice și cu afecțiuni cronice. Crearea unui ambient care să nu supra-solicite capacitatea de adaptare a organismului. Hidratare corespunzătoare cu apă plată sau cu apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaus de conservanți. Se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care dispun de instalații frigorifice funcționale de păstrare alimentelor. Se va evita consumul alimentelor ușor perisabile. Este absolut interzis consumul de alcool și cafea în timpul caniculei. Se va evita circulația în perioadele de vârf ale caniculei sau, dacă este absolut necesar, se va folosi îmbrăcăminte ușoară din materiale vegetale, precum și pălărie de protecție pe cap. Persoanele care suferă de anumite afecțiuni își vor continua tratamentul conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca în aceste perioade persoanele cu afecțiuni cronice, cardiovasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulație, mentale sau cu hipertensiune să consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente.